Acum, vă dați seama, în Virzolă, la Târgu, e o mare plăcere să discut despre orice, la mare decât știință. Eu vreau să spun, înainte de a vorbi mai pe larg despre celelalte două cărți, noi avem două colecții de știință. Una e colecția de știință propriu-zisă, care se numește Seria de Știință, în mod foarte original. A doua serie se cheamă Pași peste granițe și tot cărți oarecum de știință, dar care au ceva eseistic, sunt de interes mai larg. Și vreau să spun două cuvinte despre ultima apariție din Pași peste granițe, o carte a lui Lewis Dartnell, Cunoașterea, care intră în scenariul în care se petrece o catastrofă. Deci civilizația dispare. Și problema pe care o pune Dartnell este cum poți să faci așa încât să reconstitui civilizația punctul în care ajungi de acum. În ce măsură poți să faci asta? Deci cartea asta poate fi privită ca o ghid de supraviețuire în caz de cataclism, dar în același timp e interesantă pentru că te face să înțelegi în ce măsură lucruri care sunt la îndemână, familiare, au în spate o tehnologie sofisticată și cât de greu e să faci și lucrurile cele mai simple. E o carte care spune, de fapt, ce înseamnă tehnologia. Și acum, lăsând la o parte colecția Pași peste granițe și trecând în chestiile de știință, am să spun două cuvinte despre cele două cărți. Sunt aici oameni mai în măsură decât mine să vorbească despre ele. Cartea de matematică a profesorului Paolo Cellini, care se cheamă, are un titlu foarte frumos, Matematica zeilor și algoritmii oamenilor. Liviu Ornel o să vă spună mai mult despre asta. Ce m-a atras pe mine la carte e că aduce în discuție problema, cred, fundamentală a celor care ajung să reflecteze cât de cât la matematică. Raportul dintre matematică, dintre niște constructe abstracte și realitate. Și e o carte care găsește într-un loc unde nu v-ați aștepta originile matematicii și pune de asemenea problema legată de felul în care calculăm ce înseamnă aproximație. E o carte care vorbește în fond despre absolut și aproximație. Poate e mai bine să vorbești după aia, după ce despre origini.